Săptămâna ce vine aduce cu ea o serie de aspecte astrale semnificative, care vor influența semnificativ zodiile în diverse moduri. Conjuncția Soarelui cu Uranus care are loc la începutul săptămânii, va aduce o energie vibrantă și inovatoare. Ne vom simți atrași de noutate, schimbare și experimentare. Comunicarea va fi fluidă și dinamică, dar poate fi dificilă cu cei care nu sunt receptivi la idei noi sau neconvenționale. Vărsătorii și scorpionii vor fi cei mai receptivi la această energie, simțind o dorință puternică de a-și explora interesele și de a-și pune amprenta asupra lumii. Leii și berbecii pot acționa impulsiv și necugetat, în timp ce săgetătorii și peștii vor fi cuprinși de optimism și generozitate. Spre sfârșitul săptămânii, Soarele se va conjunge cu Jupiter, planeta abundenței și a norocului. Această conjuncție va amplifica optimismul și încrederea, aducând oportunități favorabile în diverse domenii ale vieții. Racii și capricornii vor avea ocazia să rezolve conflicte interne și să adopte o perspectivă mai armonioasă asupra realității. Gemenii și balanța vor beneficia de un influx de energie creativă și inspirație, stimulată de interacțiunea cu persoane interesante și neconvenționale. Taurul și Fecioara pot fi dispuși să-și reevalueze convingerile tradiționale și să adopte o abordare mai progresistă. Aspecte financiare Aproape toate zodiile vor beneficia de perspective financiare promițătoare în această perioadă. Există șanse de a extinde afacerile, de a crește veniturile sau de a face investiții avantajoase. Sextilul lui Venus cu Saturn, astrele iubirii și ale disciplinei, va aduce o energie armonioasă în săptămâna ce vine, permițând o integrare echilibrată a muncii și a vieții personale, combinarea eforturilor dedicate atingerii obiectivelor cu bucuria de a te dedica pasiunilor va fi facilitată, oferind o satisfacție de plină, iluziile vor fi reduse la minimum, iar o percepție realistă a realității va domina, oferind o bază solidă pentru luarea deciziilor. Zodiile favorizate de acest sextil, taur, balanță și pești, vor avea ocazia să finalizeze proiecte amânate de multă timp și să obțină satisfacția finalizării cu succes. Capricorn și vărsător vor experimenta o eliberare emoțională, permițându-și să se bucure de plăcerile simple la care au renunțat anterior. Rac și scorpion vor reuși să implementeze cu succes idei și planuri profesionale, obținând atât recompense financiare, cât și satisfacție emoțională. Berbec, leu și săgetător, vor fi atrași de achiziții utile și estetice care le vor oferi bucurie pe termen lung. Pe lângă aspectele generale, este important să se ia în considerare și influențele specifice fiecărui element. Elementul pământ, taur, fecioară, Capricorn, stabilitatea și perseverența vor fi recompensate cu succes și satisfacție. Elementul aer, gemeni, balanță, vărsător, comunicarea clară și ideile inovatoare vor deschide noi oportunități. Elementul foc, berbec, leu, săgetător, pasiune și entuziasmul vor fi motoarele progresului și al satisfacției. Elementul apă, rac, scorpion, bești. Emoțiile și intuiția vor ghida spre decizii inspirate și satisfacții profunde. Sextilul lui Venus cu Saturn ne oferă o șansă unică de a armoniza munca și plăcerea, de a ne elibera de iluzii și de a ne conecta cu realitatea. Profitând de, de această energie pozitivă, ne putem dedica eforturilor noastre cu pasiune și entuziasm, obținând satisfacții atât pe plan profesional, cât și personal aspectul intens dintre Mercur, planeta comunicării, și Pluto, planeta transformării, care va avea loc pe 17 mai, va aduce o serie de provocări, dar și oportunități unice. Provocări: dificultăți legate de moștenire, plăți de asigurări sau pensie alimentară. Este recomandată prudență în gestionarea acestor aspecte, deoarece pot apărea probleme sau întârzieri. Semnarea de contracte și acorduri Este recomandat să amânați semnarea de documente importante, deoarece există un risc crescut de neînțelegeri sau interpretări greșite. Dezacorduri în cuplu, tensiuni legate de sex sau gelozie pot apărea în relații, cerând o comunicare deschisă și compromis. Călătorii pe distanțe scurte, este recomandată evitarea sau amânarea călătoriilor deoarece pot fi periculoase sau neplăcute și nu vor duce la rezultatele dorite. Oportunități Schimbări favorabile în statutul social sau carieră, scorpionii, berbecul și leii pot profita de această energie pentru a-și îmbunătăți poziția socială, a avansa în carieră sau a-și schimba complet imaginea. Realizarea unor solicitări sociale gemenii și fecioara pot obține recunoașterea dorită în sfera socială, deși cu efort și perseverență. Schimbări planificate în avans, proiectele sau planurile bine gândite și planificate în prealabil au șanse mari de succes în această perioadă. Recomandări specifice pentru Zodi, Taur și Capricorn. Fiți extrem de atenți la semnarea oricăror documente, mai ales cele legate de finanțe sau moștenire. Vărsător? Evitați tendința de a vă eschiva de la angajamente, balanță, luați-vă un timp pentru introspecție și reduceți temporar comunicarea cu cei din jur. Rac și pești, adaptați-vă la circunstanțe și evitați să vă luptați împotriva curentului, această abordare vă va menține optimismul și veniturile stabile, este importantă de reținut că influența acestui aspect va fi resimțită individual. În funcție de harta natală a fiecărui individ. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!